Gabriela Firea a reacționat din nou pe Facebook în scandalul azilelor groazei. Ministrul Familiei spune că este victima unui atac politic. În mesajul său îl critică, fără să-i precizeze numele, pe purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Vasile Bănescu. Și citez: Dumnezeu nu are nevoie de purtători de cuvânt pentru a se exprima. Este tragic pentru întreaga societate creștină dacă am ajuns să fim persecutați că purtăm cruci la gât, cinstim icoane și spunem Doamne ajută. Am încheiat citatul. Declarația vine ca răspuns după ce Vasile Bănescu, tot într-o postare pe Facebook, ar fi atacat-o indirect pe Gabriela Firea. Și citesc din nou: Monștrii adevărați au adesea chip agrabil uman. Apar la TV, susțin cauze filantropice, se oferă să se sacrifice pentru binele nostru cetățenesc și, desigur, sunt credincioși. Am încheiat citatul. Pe aceeași temă, ministrul acuză USR că profită de întreaga situație pentru vizibilitate. USR nu se poate abține și se cațără iarăși pe drama unor oameni. Așa au apărut acești politicieni în viața publică și tot așa vor să continue, câștigând capital din tragedii.